Iată un om vestament cât o icoană! Acest cuvânt te va mântui dacă îl citești și îl asculți! Domnul să vă binecuvinteze pe cei ce vă opriți în dreptul cuvântului lui Dumnezeu! Domnul să binecuvinteze pe cei ce ascultă de Evanghelie! În numele Domnului Iisus, un nou testament, fără bani și fără plată! Doar trebuie să-ți întinzi mâna, să-l primești, să-l crezi când îl citești! Când va da viață veșnică! Iată, acest cuvânt al lui Dumnezeu, astăzi, se dă fără bani și fără plată! Pentru numele Domnului Iisus, vă rugăm, veniți la cuvântul vieții! Dumnezeu vă cheamă să fiți mântuiți! Viorelia, tu nu testament! Nu vrei! Veniți la Evanghelia Domnului Iisus! Un nou testament cât o icoană! Icoanele vă pot duce în iazul de foc dacă vă înfinați înaintea lor! Dar dacă luați Noul Testament și îl citiți, vă dă viața! Pentru că sunteți înșelați să vă închinați la icoane! Citiți în Biblie și veți vedea că toți închinătorii la icoane vor rămâne de rușine! Vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus ca să primiți cartea vieții! Ca să luați din partea lui Dumnezeu Evanghelia mântuirii voastre! Domnul să te binecuvinteze! Pentru Domnul pierd viața! Pentru mântuirea Lui! De aceea Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cei ce ați obiat să primiți un nou testament! Doamne, vino Tu și dovedește oamenilor că Tu existi! Cine mai dorește, care vrea să caute cuvântul vieții, iată-l în mijlocul străzii, în mijlocul drumului! Și culmea, îi fără bani! O Evanghelie cu psalmii, fără bani! E scris că în vremurile din urmă, oamenii își vor da învățături și învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr ca să nu mai asculte adevărul. Și își vor da lucruri istorisite și plăcute la vedere și la aur. Oamenilor, dacă le spui că pe internet sau pe Facebook este ceva nou, acolo va căuta. Dacă le arăți pe internet plăcerile păcătoase ale lumii acesteia, pe internet să uită! Internetul este icoana vorbitoare a celor ce au făcut aceia anticriști, aceia care nu-L iubesc pe Dumnezeu, au făcut acea icoană vorbitoare. Iată dacă vrei să-ți vorbească Dumnezeu, iată Evanghelia Lui, e aici. În locul acesta, în mijlocul străzii, e fără bani și fără plată. Vedeți asta mică, vedeți mică. Vă rugăm în numele Domnului Iisus! Astăzi Dumnezeu vă roagă în stradă ca să primiți Evanghelia Lui! Mâine se poate să nu mai fii pe pământ! Și sufletul tău se poate duce în iazul de foc! Dacă crezi că există un rai și un iad, pocăiește-te și crezi în Evanghelie! Dar ca să crezi Evanghelia, trebuie să o auzi! Și ca să o auzi, trebuie să fie un propovăduitor! Și astăzi aveți propovăduitori în mijlocul străzii! Care vă vestim cu drag, vă vestim cu bunăvoință, vă vestim fără bani și fără plată! Pentru mântuirea sufletelor voastre! Iată! Dumnezeu își arată îndurarea încodată! Vremea sfârșitului este aproape! Bate la ușă! De aceea veniți! Veniți să luați cuvântul Domnului care vă dă viața!
Mă dă pacea cu plătească și nu mă dai cu toată lumea ca să mi se tulbure inima. Să citesc cu nu bogățiile, nu banii stă viața. Nu alte lucruri după pământul acesta. Și iată cuvântul Domnului Iisus. Acesta-ți dă viața, acesta-ți dă pacea și e fără bani. E gratuit, vă rugăm în numele Domnului Iisus. Apostolul Pavel, care este apostolul neamurilor, acel apostol